Toamna, în beciurile moldovenilor se numără borcanele. Femeile au umplut rafturile cu zacuscă, dulcețuri, murături sau compoturi, iar bărbații se laudă cu mai multe feluri de vin. Ludmila Scurtu, din comuna Cruzești, spune că în acest an recolta a fost una bogată și a reușit să-și umple pivnița cu bunătăți. Am avut foarte mulți ploi și a fost un an bogat. Primele ce începem noi să depozităm în beci este dulceața de nuci, care este foarte gustoasă și foarte multe beneficiari. Pe urmă urmează primul dulceața de căpșuni, de cireși, de vișin. Femeia susține că majoritatea rețetelor le-a moștenit de la mama sa. Păstăile, castraveții murați, cum îi lăsăm 3 zile la murat, apoi le fierbem apa și închidem și depozităm pentru iarnă, să primesc așa dulci crișori și crocanți. De asta de roșii foarte delicioasă, o rețetă care tăiem roșia, scoatem mijloc, punem cu usturoi, cu ardei, cu verdeață și este foarte tot delicioasă. Dacă unele rețete le prepară an de an, altele le-a făcut pentru prima dată. Păstăi am cules foarte multe dovlecei, au fost foarte roditori anul acesta și am încercat rețete noi, până acum nu le-am făcut. Și foarte delicioase pentru că sunt făcute în sos de ketchup. Aici am învățat niște castraveți noi bulgărești, o rețetă nouă, care i-am fiert în oțet. În beciurile gospodarilor de la țară nu lipsește vinul. Iată, aici avem vinul roșu, care nu începem iarna fără să facem un pic de vin, cu toate poama. Anul acesta a fost foarte scump, dar am procurat poamă. Avem 3 feluri din poamă Moldova, acolo este alb din aligotie poamă, și acolo este un fel de vin alb cu gaze. Gospodinele încep sezonul conservelor în luna iunie și le încheie în noiembrie, atunci când pun varza la murat.